Astăzi e 4 decembrie sau 17 decembrie pe stilul vechi. Facem pomenirea Sfântului Ioan din Damasc. E din familie de un demnitar foarte înalt. Tatăl său este la Palatul Regal. El este și milostiv tatălui, pentru că ia un alt copil cu numele Cosma, care este orfan și îl crește împreună cu fiul său Ioan. Apoi dorește să învețe și, prin voia lui Dumnezeu, vede că un monah a fost luat prizonier de acei de alt neam. Dar el era foarte învățat și îl primește ca învățător pentru acei doi copii. În scurt timp ei învață totul ce este necesar și pe cel monah îl eliberează că el să meargă la mănăstirea Sfântului Sava. Sfântul Ioan ajunge demnitar înalt la Palatul Regal. Însă s-a început lupta împotriva icoanelor de Leon Isauru. Sfântul Ioan din Damasc a scris scrisoare pentru a apăra închinarea la Sfânta Icoană. Însă Leon Isauru s-a mâniat pe acesta, dar nu putea să-l pedepsească. Pentru aceasta a luat și a scris o scrisoare, ca și cum este scris cu scrisul lui Ioan Damastin, în care spunea că Sfântul Ioan îl sfătuie pe regele Leon Isauru să năvălească asupra Siriei. El este chemat de rege și se taie mâna lui Sfântul Ioan, însă Preasfântă Maica Domnului îl vindecă ca prin minune. Regele vede că el nu este vinovat și dorește să-i dea înapoi funcția ocupată, însă el se roagă să-i dea drum la mănăstire, lucru pe care și-l primește. El dă totul săracilor, eliberează robii și merge la mănăstirea Sfântului Sava cu fratele lui Cosma, care dorea și el acest lucru să devii monah. Acolo, la mănăstire, igumenul l-a primit cu bucurie și l-a dat în povățuire unui stareț foarte îmbunătățit din punct de vedere duhovnicește. Lui s-a propus ca să fie smerit și să nu scrie nimic ca să nu se mândrească cu aceasta. Mult timp el a făcut toate ascultările, chiar a fost trimis în Damasc să vândă niște coșuri. L-au cunoscut, însă el nu s-a rușinat, ci a îndeplinit ascultare și a adus banii la mănăstiri pentru coșuri. A făcut multe ascultări, însă Preasfântă Maica Domnului se arată starețul și poruncește să-i dea voie lui Ioan că el să scrie mai departe. Și el alcătuiește octoiful, scrie și altele canoane pentru sfinți. Numai odată merge ca să apere sfintele icoane în Constantinopol. Este închis la închisoare, dar prin voia lui Dumnezeu scapă nevătămat din acea închisoare. Trece la cele veșnice la vârsta de 104 ani, în jurul anilor 780. A lăsat foarte multe scrieri de folos, care sunt citite în biserică până în ziua de astăzi. Astfel, octoiul, cartea care cuprinde slujba celor 8 glasuri pentru cele 7 zile a stămânii, adică 56 de slujbe, este folosit de Sfânta Biserică până în ziua de astăzi.